Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii ianuarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în fecioară. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Voi începe în prima parte cu tranzitele astrologice, urmând ca ulterior să verificăm energia cărților Oracol și de Tarot. În primul rând, pe 2 ianuarie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, și-a reluat mersul direct în săgetător, în casa voastră, a patra. Acest sector din viața voastră este reprezentat de spațiul locativ, de casa părintească, de părinții voștri, de trecut și de rădăcinile voastre. De asemenea, mai poate reprezenta proprietățile. În perioada de retrogradare, Mercur aici posibil să vă fie adus confuzie, întrucât săgetătorul reprezintă înțelepciunea, imaginea de ansamblu. Într-o perioadă de retrogradare a planetei Mercur în semnul săgetătorului, omitem detalii, ne pot scăpa din vedere lucruri, astfel încât Mercur acum își poate lua revanșa, să vă aducă vouă claritate în comunicare, fie cu părinții voștri, fie în legătură cu niște chestiuni legale care vorbesc despre spațiul vostru locativ. Poate vreți să faceți o achiziție de casă nouă, poate vreți să vindeți un imobil. Mercur este planeta comerțului. Acum se pot încheia contracte de vânzare-cumpărare a unui imobil. Acum se poate comunica clar cu familia. Acum puteți pătrunde foarte mult în linia voastră transgenerațională pentru a vedea imaginea de ansamblu și pentru a descoperi niște lucruri legate de familia voastră, care să vă ajute pe voi, evident, în planul evolutiv. Sau credința voastră despre spațiul locativ. Poate unii dintre voi vreți să vă vindeți casa, să călătoriți în lumea întreagă și să locuiți în chirie, sau viceversa, să vă stabiliți la casa voastră. Mai departe, pe 4 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, a intrat în semnul Capricornului, în casa a cincea. Casa a cincea vorbește despre copiii noștri, despre copilul interior, despre pasiune, iubire, idilă, romanță, bucuria vieții, plăcerile, hobby-urile noastre. Reprezintă și riscul. Marte în Capricorn este în exaltare, se simte foarte bine aici. Este o energie destul de dură, de încăpățânată și greu de conținut. Vrea rezultat și vrea tradiție. Asta spune Capricornul. Tradițional, lucrurile se clădesc pe o fundație foarte solidă, iar Marte este un arhetip de foc, impulsiv, care vrea lucrurile să se întâmple ieri, dacă s-ar putea. În acest context, pentru voi în casa a cincea, poate aduce planuri concrete. Vă puteți transforma pasiunea într-un stil de viață, vă puteți bucura de viață, dar într-o formă foarte matură. Marte în Capricorn înseamnă este timpul să te maturizezi, să treci de la nivelul de copil al părinților tăi la adultul care trebuie să devii. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie mici dispute cu ai voștri copii sau aceștia să fie foarte agitați în următoarea perioadă. Să aveți senzația că nu vă înțelegeți cu aceștia sau că nu puteți pătrunde în universul lor. Pe 11 ianuarie, aici vine în sprijin luna nouă în Capricorn, în casa a cincea, care vă dă ocazia să emiteți noi intenții în univers, să vă luați noi angajamente, să vă maturizați, să faceți lucrurile mai ca la carte, mai tradițional, mai structurat și mai organizat, astfel încât să vă ușurați viața. Aveți un hobby, urmați-l, începeți să exersați acest hobby, transformați-l în rutină. Aveți o bucurie, este foarte bine, însă nu trebuie să fim naivi. De ce? Pentru că Saturn, guvernatorul Capricornului, se regăsește în pești, iar pești înseamnă fără limite. Este o energie foarte bună care vă ajută pe voi acum să vă trasați o direcție clară. Dacă vorbim despre o relație de iubire, da, sigur că da, începem să ne întâlnim, dar ca la carte, tradițional, ne dăm timp pentru toate. Urmăm pașii de dating, de cunoaștere, foarte tradițional. Și toate acestea vor lua o amploare și mai mare când pe 14 Mercur intră aici în Capricorn, în casa a cincea. După ce iese din Săgetător, din casa a patra, unde poate v-a ținut în confuzie și în dolce farniente, acum Mercur în Capricorn va aduce gândire foarte lucidă, va aduce comunicare foarte precisă, veți
Gândi foarte limpede și veți comunica scurt și la obiect. Mercur în Capricorn nu este o energie visătoare, ci din contra. S-ar putea să vă regăsiți mai exigenți în această lună cu ai voștri copii sau este momentul să vă faceți o analiză, să vă dați un pic de timp, să vedeți exact lucrurile unde nu sunteți organizați, unde vă lipsește disciplina, poate în educarea copiilor sau poate în comunicarea cu aceștia. Este o energie care vă ajută să aveți mintea limpede și să vă faceți planuri. Ce vă bucură pe voi în opoziție în casa 10-a să se transforme în profesia voastră. Energia se schimbă ușor începând cu data de 20 ianuarie, când soarele intră în vărsător în casa a 6-a. Atenție la rutină, atenție la sănătate, atenție la animalele de companie, atenție la cât timp petreceți la locul de muncă în defavoarea vieții personale. Casa 6 asta reprezintă armonia, echilibrul dintre casă și serviciu, sănătatea emoțională, psihică și fizică, reprezintă casa unde regăsim animalele de companie, dar și mentorii, rutina noastră de zi cu zi. Puteți atrage în viața voastră pe cineva care să vă ajute să vă faceți planuri de viitor solide. Vărsătorul vorbește despre viitor, despre planuri înalte, aspirații, grupuri sociale la care acum vă puteți afilia. În rutina voastră, să începeți să cunoașteți oameni noi, să vă faceți noi prieteni sau să schimbați locul de muncă. S-ar putea aici să vă vină niște colegi noi, alături de care să întemeiați o relație frumoasă de prietenie. Vărsătorul înseamnă egalitate, fraternitate, înseamnă că mă regăsesc acolo unde am nevoie, unde mi este potrivit, mai ales că pe 21 ianuarie, Pluto, planeta transformării, a regenerării, a morții și a renașterii, se alătură soarelui aici, în casa a 6-a, pentru următorii 20 de ani. Va mai face un mic pas înapoi în Capricorn în acest an, dar marchează era vărsătorului. Începe o nouă lume. Lumea așa cum o cunoaștem noi, în curând nu va mai fi. Se transformă. Lucrurile vor lua o amploare și totul va fi de o anvergură colosală. Iar pentru voi aici, la nivel de sănătate, trebuie să fiți foarte atenți. De ce? Pentru că în lipsa unei rutine foarte bine stabilite, riscați să somatizați din planul mental, din planul emoțional, provocările pe care le aveți în corpul fizic. Dacă nu aveți o rutină sănătoasă, riscați să vă îmbolnăviți. Este foarte bine pentru voi în următoarea perioadă să vă detașați puțin de lucrurile care vă apăsau în mod normal și să priviți viața printr-o altă perspectivă, dintr-un alt unghi, dar dintr-unul înțelept, fiind un fin observator, dar și un vizionar. Mai apoi, pe 23 ianuarie, Venus, zeița iubirii, intră în casa 5-a în Capricorn. Venus ne mai vorbește și despre banii lichizi, ne mai vorbește și despre stima de sine și despre lucrurile pe care punem noi preț, dar și despre relațiile de iubire, într-o casă a iubirii, dar într-un semn tradițional. Venus spune așa, îți pot aduce, pentru că este o energie magnetică în viața ta, persoana alături de care tu acum să intri într-o relație de lungă durată. Singura condiție este aceea de a fi matur, de a trece de la stadiul de copil la cel de adult, de a-ți conține tu singur emoțiile, de a te stăpâni tu pe tine, de a fi conștient de valoarea ta, astfel încât stima ta de sine să crească. Poți atrage în viața ta pe cineva potrivit ție. Dacă te regăsești pesimist, dacă stima de sine ți-a fost afectată, atunci vei atrage pe cineva care să-ți întărească aceste răni. Însă, dacă tu te vindeci singur și devii conștient de tine și de toate aceste lucruri pe care le-am enumerat, poți avea parte de iubirea vieții tale. Capricornul vorbește despre instituții, despre guvern, despre instituții ale statului, despre șef, despre managerul firmei. Poți începe o entitate juridică, sigur că da, să treci de la nivel de hobby la ceva colosal, să întemeiezi o nouă afacere pornită dintr-o joacă, mai poate însemna aici. Poți primi laude sau poți fi promovat, poți atrage câștiguri în această lună. Și nu în ultimul rând, pe 25 ianuarie vom avea luna plină în leu, pentru voi în casa a 12-a. Această casă este casa inconștientului colectiv, este casa traumei transgeneraționale.
pântecul mamei, subconștientul. Este o casă a izolării, o casă în care știm doar noi cum se petrec lucrurile atunci când devenim conștienți de ele. Leul vorbește despre copilul interior, despre copiii noștri, despre bucuria vieții, despre pasiunea noastră, despre dragostea noastră. Este un arhetip al generozității și într-o vibrație mai joasă al orgoliului exacerbat. O lună plină vine cu detașare, cu finalitate sau cu nevoia de a corecta, cu posibilitatea de a corecta acțiunile din ultimele 6 luni. În acest context, pentru voi poate veni cu o mare conștientizare a sinelui, cu o mare conștientizare a rănilor din copilărie, cu o conștientizare puternică a tiparelor transgeneraționale pe care le aveți, cu ceea ce ați preluat încă din pântecul mamei. Veți avea ocazia și șansa acum să vă eliberați de o povară pe care ați purtat-o încă din copilărie, să vă maturizați, să treceți de la etapa de copil la cea de adult. Pentru alții dintre voi poate însemna finalitatea unei iubiri secrete. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca acum cineva care vă iubește în secret să prindă curaj să vă declare iubirea. Iar alții dintre voi s-ar putea să descoperiți acum un mare talent nativ pe care îl aveți și de care habar nu aveați. Este în tot cazul o energie bună. Eu vă urez tuturor să aveți un an minunat și să vedem acum care este și energia cărților Oracol pentru Fecioară, ianuarie 2024. Avem Capricornul, foarte interesant. Capricornul este arhetipul patern, este structura, disciplina și maturitatea noastră, este tradiția. Veți avea o influență foarte puternică de a face lucrurile corect, veți fi împinși de energie de la spate dacă opuneți rezistență să vă maturizați în anumite privințe, să deveniți mai disciplinați. Așa cum toți oamenii care au avut succes în viață relatează, primul pas în a avea parte de prosperitate și belșug este disciplina și apoi munca, talentul și toate celelalte. Sunteți împinși să reevaluați o tradiție, ceva ce are legătură cu familia voastră, cu tiparul vostru, comportamental. Pentru alții dintre voi, cariera va fi pusă acum sub lupă. Veți avea de făcut niște alegeri importante în zona carierei. Unii dintre voi puteți să vă eliberați de o karmă sau de niște constrângeri, de niște atașamente care țin de poziție socială, de statut financiar sau să vă curățați numele, renumele, imaginea publică. Avem casa a opta, în care voi în această lună nu aveți activitate. Este însă o casă care vorbește despre arhetipul scorpionului, despre sexualitate, putere, subiecte, tabu, mister. Banii celuilalt, resursele împărtășite, taxe, impozite, datorii, pensie alimentară, dar și cum mă simt eu în relațiile pe care deja le am conștiente unul la unul. Mă simt în siguranță. Este casa guvernată de Pluto, dar și de Marte. Iar Marte va intra în Capricorn și vă va împinge să vă maturizați dacă vreți ceva în această lună, să faceți lucrurile potrivite pentru a obține acele lucruri. O casă a opta activă transformă, iar Pluto iese acum din Capricorn și intră în Vărsător. Și când Pluto atinge ceva, transformă definitiv. Pluto ia ceea ce noi nu putem elibera și ne dă ceea ce este potrivit pentru noi. Și Scorpionul, poate aveți legătură cu unul dintre aceste două semne, dar Scorpionul vorbește despre transmutare și transformare profundă lăuntrică. O mare conștientizare pe care o veți avea sau de acum încep un lanț de evenimente pentru voi care vă duc în această direcție.
viața voastră așa cum o știați până acum va înceta să fie. Vor apărea lucruri noi, vor pleca oameni din viața voastră cel mai probabil pentru ca alții să apară. Pentru alții dintre voi vor fi lucruri legate de carieră, vor fi evenimente care vă împing pe unii către reconversie profesională, poate, sau către a face un pas îndrăzneț. Fie să vă schimbați numele în sensul că vă puteți căsători sau divorța, fie să deveniți într-o oarecare măsură celebri sau să fiți promovați. Mai departe avem cartea Cunoașterea și 26 ca număr. Avem numărul abundenței și roata destinului. Lucruri care sunt ascunse, ocultat. Puteți avea legături cu astrologia, cu misterul, cu tainele lumii în care trăim sau puteți afla niște lucruri care au legătură cu profesia voastră, cu casa a opta, banii celuilalt, resursele împărtășite, taxe și impozite, în tot cazul este o energie bună. Pentru alții dintre voi este o energie foarte înțeleaptă, filosofia vieții. Este o cale deschisă către cunoaștere pentru voi și către educație înaltă. Începeți niște cursuri, puteți să faceți niște cursuri, să vă luați niște atestate, calificări pentru a putea avea parte de progres. Alții dintre voi puteți publica ceva. V-am spus, este o energie de faimă și prestigiu aici. Nodul celtic, iubire necondiționată, uniune divină, dragoste eternă, iubirea vieții mele. Luna plină din leu din casa a 12-a, puteți întâlni, într-adevăr, iubirea vieții voastre, însă îndrăznesc să spun dacă și numai dacă vă maturizați și înțelegeți niște lucruri care sunt în strânsă legătură cu a voastră copilărie, dar și cu ai voștri părinți sau formatori principali. Este accesarea mentalului colectiv și înțelegerea deplină a vieții, atât cât vă permite nivelul de conștiință în acest moment să o faceți. Iar aici avem un greieraș, încredere, lucruri care merg ușor și schimbări care apar brusc, dar care vă pun pe direcția potrivită. Eliberarea de griji și de constrângeri, o cale nouă deschisă către prosperitate și foarte mult noroc. Pentru unii dintre voi este nașterea unui copil. Să fiți precauți sau felicitări, depinde de caz. Poate fi și nașterea unui nepot, să știți, nu doar a unui copil. Este energie masculină aici, poate fi băiețel. Ce arcană vă definește? Luna ianuarie. Avem nebunul, începuturi, dar începuturi care au legătură cu trecutul. Aceste începuturi vor fi în strânsă legătură cu trecutul și așa veți proiecta viitorul. Cu cât este trecutul mai curat și mai vindecat, cu atât va fi viitorul mai prosper și mai îmbelșugat. Pentru că din momentul prezent, în funcție de trecutul nostru, proiectăm viitorul care nu este încă scris, ci depinde doar de noi și de vibrația noastră. Un început la nivel general pentru voi. Este o energie foarte bună și ușoară. Sunteți până acum destul de norocoși. Celelalte semne, să spunem că sunt mai trase la răspundere de energie decât voi. Să vedem. Fecioară, ianuarie 2024. Nu vine să cred. În ce lună ne aflăm și în ce an? În zona relațiilor. Superb. Asul de cupe, faetonul și nouă de cupe. Este plenitudine, este desăvârșire, este acea împlinire sufletească supremă.
Fie a voastră cu voi înși vă fie, pentru unii dintre voi apare iubirea vieții voastre. Pentru cei care sunteți singuri, progres. Cineva complet nou poate apărea în viața voastră pentru că voi vă doriți acest lucru. Aici am un singur avertisment. Atenție ce îți dorești, pentru că aia primești. Poți să-ți dorești o iubire nouă, însă cu cât ești mai curat și mai elevat, cu atât va fi și acea iubire mai de suflet și te va împlini mai mult. Cu cât ești mai pesimist, cu atât vei atrage în viața ta mai multă provocare și dilemă. Progres în viața de relație pentru cei singuri. Apare cineva. Este pe punctul de a apărea în viața voastră. Pentru cei care sunteți în relații de cuplu deja formate, veți avea parte de o lună ianuarie cu armonie, în care vă aliniați sau sunteți deja aliniați cu partenerii voștri de viață. Pentru unii dintre voi poate fi aici ideea că îmi doresc altceva, pe cineva nou și mă detașez de vechea mea căsnicie. Aici Capricornul spune schimbarea numelui, iar pentru alții dintre voi poate fi o împlinire să simt că în sfârșit alături de partenerul meu pot cuceri metaforic lumea. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, să știți că energia vă spune mai degrabă apare cineva nou decât că vă puteți împăca cu cineva din trecutul vostru. Și toate acestea le puteți conștientiza pe 25, când avem parte de luna plină din Leu din casa a 12-a, dar și de îndată ce Marele Pluto va face un pas înainte în Vărsător. Așa cum am spus, o nouă lume, era Vărsătorului, va fi cea care va transforma lumea în care trăim. Să vedem mai departe, aveți niște cărți superbe. 9 de cupe, o dorință îndeplinită pentru toată lumea aici în zona relațiilor. Ia uite ce frumos, regele de monede. Pentru cei care sunteți singuri, apare acel om stabil financiar, emoțional, de casă, cu stofă de relație stabilă. Pentru a intra într-o relație frumoasă și armonioasă. Pentru a fi fericiți, pentru a vă căsători unii dintre voi. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, intrați în armonie cu partenerii voștri de viață. Fie, în sfârșit, au parte și ei de niște venituri, fie se implică și ei în rutina voastră, fie sunteți voi promovați și acest lucru vă aduce liniște în casă, sau partenerul vostru este cel promovat și vă aduce liniște în casă. Aici, în relațiile voastre, veți avea, începând cu luna ianuarie, mai multă liniște ca de obicei. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, așa cum v-am spus inițial, energia vă spune, este important să dai uitării relația pe care ai avut-o, care nu mai merge pentru că totul se transformă, nimic nu se pierde. Nu pierzi ceva, ci câștigi altceva potrivit pentru tine. Apare altcineva în viața ta cu care de această dată să simți iubirea necondiționată. Aici, singura condiție este aceea de a ierta și a uita. Partenerul, fostul partener, tocmai pentru a lăsa locul liber lângă tine, curat. Asul de cupe are un paj de cupe foarte frumos. O iubire, o iubire statornică, declarația de iubire pe care îți doreai să o auzi. Iubire și iar iubire, în relații să știți că aveți cea mai bună citire până acum. Este o relație cu cineva alături de care să vă simțiți în siguranță, alături de care să aveți posibilitatea să construiți o viață bună, stabilă pe toate planurile împreună, alături de care să vă simțiți bine și la nivel sexual și în intimitatea voastră, dar și la nivel financiar. Pentru alții dintre voi, așa cum am spus, sarcină. Să fiți atenți. Iar aici este cavalerul de băte, acea lună plină din Leu din casa a 12-a, care este o energie sexuală, care este un ego, poate greu de controlat, care vine acum pentru voi cu o doză de curaj.
Faetonul va domoli puțin acest cavaler de bâte și va spune curaj atunci când trebuie, acționăm matur, nu impulsiv, ca pe vremuri. Este vremea să te așezi la casa ta. Pentru alții dintre voi este acea oportunitate, sunt acei fluturi în stomac pe care poate i-ați mai simțit sau nu i-ați simțit niciodată. Este acea stare de plutire, acel entuziasm, momentul în care ne cucerim reciproc și abia așteptăm să ne vedem. Chiar dacă sunteți în relații deja formate, aici lucrurile se întâmplă bine pentru voi în această lună. Vă reconectați și la nivel de intimitate și la nivel sufletesc cu partenerii voștri, dacă sunteți în relații stabile. Dacă sunteți singuri, atenție că s-ar putea să petreceți o noapte cu cineva și ulterior să fiți nevoiți să vă asumați responsabilitatea. Să faceți un pas către o căsnicie, da, unde poate fi și dragoste, dar să fie și o forțare de împrejurare așa. Iar pentru cei care sunteți separați, energia vă spune să aveți curaj să mergeți înainte. Și mai luăm o carte. Ia uite, 10 de monede, familie fericită, căsătorie pentru unii dintre voi, împlinire, bani în casă dacă sunteți căsătoriți, promovare, este o energie foarte bună, puteți atrage în viața voastră pe cineva. Iar această lună, să știți că deschide pentru voi, pentru că este arhetipul foarte compatibil cu al vostru, o oportunitate să transformați ceva major în viața voastră. Relațiile se vor transforma. Dacă sunteți acum în cuplu cu cineva și lucrurile merg așa, din inerție, omul respectiv s-ar putea să plece din viața voastră tocmai pentru ca voi să cunoașteți pe cineva potrivit. Evident, nu fără acordul vostru. Să vedem. Avem aici un 7 de monede. Este o lună în care începeți investi în relațiile voastre, aia veți culege. Iar pentru alții dintre voi, partenerii voștri vor investi în voi. Iubire, dragoste, vindecare, atenție, pasiune. Iar pentru cei care sunteți separați, atât se poate. Altcineva nou este pregătit să intre în viața voastră și să vă cunoască. Fostul partener. Pe semne că la asta vă este gândul cu luna plină din leu, din casa a 12-a, amintiri de care nu sunt conștient sau nostalgie, lucruri care au legătură cu familia mea, lucruri, tipare pe care le-am preluat de acolo. Și această lună este pentru voi foarte benefică să vă eliberați de tot ceea ce nu a funcționat până acum sau de familia voastră, dar la nivel energetic, de traumele lor. Pentru alții dintre voi, aici niște vești în legătură cu un fost partener vă lămuresc acum. Se încheie un capitol din viața voastră. Pentru unii poate să reapară, de ce nu, dar acest partener ar trebui să fie foarte evoluat spiritual ca să-și poată face apariția în viața voastră. Uite, dragoste nouă. Și veți avea de ales. Ce se întâmplă aici este, de fapt, în funcție de ce am trăit eu până acum, atrag în viața mea o nouă iubire. Trecutul este foarte important pentru că ne proiectează viitorul. Asta este energia. Mult spor în toate vă doresc. La nivel de plan material, avem turnul, regele de spade și moartea. Ceva se transformă. Un titlu, o funcție, un serviciu. Trebuie să schimbați unii dintre voi serviciul. Nu vă mai folosește ceva anume acolo. Și dacă vreți și dacă nu vreți, foarte mulți dintre voi veți trece printr-o transformare. De ce? Pentru că veți avea casa a șasea, a rutinei, sub lupa lui Pluton următorii 20 de ani. Acesta este vărsătorul, iar acesta poate fi Pluto, poate fi Uranus, Uranus care se regăsește în Taur. Iar aici aveți nevoie de niște studii în plus, aveți nevoie de o specializare în plus, aveți nevoie de ceva anume. Unii dintre voi s-ar putea să divorțați, dacă asta vă doriți. Se transformă numele vostru de familie, statutul vostru marital, să îi spunem așa. Apar niște schimbări în zona financiară, dacă aveți niște pierderi, este indicat să le tratați
înțelept și detașat, pentru că altceva vine în loc, se umple sacul, dar sub o altă formă. Ce ne spune aici turnul? 10 de cupe. Tristețea de astăzi, bucuria de mâine. Sau aveți parte de o surpriză în legătură cu niște acte oficiale. Puteți acum face ceva ce vă doriți de foarte mult timp. O bucurie mare, 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 la care nu vă așteptați. Uite, peste regele de spade avem puterea, leul din casa a 12-a. Unii dintre voi puteți primi o moștenire, niște bunuri de la părinții voștri. Și moartea aduce succes, succes în zona financiară, un nou nume, un nou renume, faimă, prestigiu, cunoaștere filosofică, misterul vieții, recunoaștere publică. Este o energie foarte bună aici și de succes. Achitarea unor datorii mai poate fi. Poate fi și achiziție de imobil. Avem aici internship. Să învăț ceva pentru care s-ar putea să nu fiu plătit. Da, regele de spade este profesorul. Să învățați ceva de la cineva. Iar când Pluto intră în casa a șasea, care ne vorbește despre mentor învărsător, puteți cunoaște acum pe cineva care să vă învețe cum să puneți în aplicare hobby-ul, cum să puneți în aplicare ceea ce vă bucură sufletul vouă, astfel încât prin casa a 5-a, unde aveți tranzit în această lună, să puteți avea parte de succes în casa a 10-a din opoziție, care vorbește despre profesie, capricornul, venituri pasive, să puteți avea facturi pe care le puteți achita acum, sau o mai bună gestionare a veniturilor. S-ar putea unii dintre voi să cheltuiți inconștient, să aveți așa mâna largă. Iar aici avem creștere, creștere financiară. Poate implica ceva ce are legătură cu copiii voștri, dar este o creștere a voastră, o creștere financiară care îmi permite acum să mă descurc din ce în ce mai bine. Iar la nivel emoțional avem regele de monede, înalta preoteasă și 3 de cupe. Uite, un admirator secret care se poate transforma acum în soțul meu, sau o admiratoare secretă care se poate transforma în soția mea. Poate fi și așa și așa. O bucurie. Se întâmplă ceva ce mă bucură foarte mult, dar eu încă nu știu. Pentru alții dintre voi, bucuria de a descoperi niște lucruri. Am vrut să spun, fără să-mi dau seama, bucuria de a ști cine este tatăl meu. Poate unii dintre voi aveți chestiuni legate de paternitate sau vă doriți ceva de la tata. Puteți primi o moștenire de la tata. Aici mai văd o legătură cu bunica paternă. Și acest lucru poate fi de luat în calcul. Pentru alții dintre voi este o bucurie. Bucurie. Alții dintre voi păstrați un secret, dar care... sau este indicat pentru a putea pune în practică ceea ce vă doriți în acest an, să fiți mai secretoși, mai maturi, să nu vă mai dezvăluiți planurile oricui. La nivel de sănătate este bucurie, cu toate că aici s-ar putea voi să omiteți niște simptome, să mergeți așa cu valul și să nu fiți atenți la starea voastră de sănătate, unde Pluto vă va face foarte atenți. Să fiți precauți și să urmați rutina, tradiția, să dormiți. 2 de monede, ceva ce vă doreați voi foarte mult să aflați, veți afla. Și uite împărăteasa, prosperitate la nivel financiar, o sarcină care poate apărea acum, un tată care își asumă paternitatea, poate fi un soț pe care îl puteți cunoaște acum, roata destinului, închideți o karmă, cunoașteți pe cineva, cunoașteți o nouă iubire, acel om la care nici nu visați. Foarte bună energia.
iar la nivel de relație o sarcină. Doamnelor, pentru voi poate fi ceva legat de piept, partea internă, de ginecologie, să fiți atente. Talismanul. Ce s-a grăbit să ne spună? Bucurie. Uite, o trezire spirituală a cuiva sau o șansă care vine neașteptată. Ce interesant. Ok. Și aici mai avem un rucsac, o călătorie. O șansă apărută de nicăieri care vă pune în mișcare. Unde s-ar putea să nu aveți timp să analizați prea mult, ci să vă folosiți intuiția. Da, o șansă, ceva ce v-ați dori voi foarte mult sau nici măcar nu bănuiți ce se întâmplă. Meriți. Tu meriți. Aici unii dintre voi aveți provocări la nivel de stimă de sine, care în această lună se pot vindeca, conștientiza, are legătură cu o rană de trădare din copilărie. Rana de trădare vorbește despre, spre exemplu, o mamă cu doi copii. Copiii se ceartă și mama intervine și face dreptate. Unul dintre copii, clar, se va simți trădat pentru că mama nu i-a dat lui ceea ce a dat celuilalt. Creierul nostru la vârste atât de mici nu înțelege ce înțelege creierul la vârsta maturității. Și de acolo noi ne simțim trădați. Și nu doar asta. Pentru alții dintre voi se anunță cineva în viața voastră, cineva care a stat cu ochii pe voi, un admirator secret sau voi așteptați cu sufletul la gură ceva ce acum va fi afirmativ. Uite, plecați într-o călătorie alături de cineva, vă faceți bagajele, vă vin niște idei. Aici este ceva legat de o țară germanică, fie aveți strămoși, fie vreți să vă relocați, închide un ciclu care are legătură cu o țară germanică, poate fi anglosaxonă, dar mai degrabă ceva germanic. La nivel de sănătate, lucrurile trebuie ținute în echilibru, astfel încât să nu vă dereglați hormonal. Atenție la tiroidă. Din nou, justiția. Se închide un ciclu. Aici avem niște controle medicale. O situație care se îndreaptă între voi și cineva drag. S-ar putea să începe să ieșiți la întâlniri și n-ați mai făcut-o de mult. Ia uite. 3 genți de voiaj, atenție la sarcină, aici avem un prieten bun pe care vă puteți baza în această lună, iar pentru alții dintre voi s-ar putea să aveți un prieten foarte bun sau o prietenă foarte bună care să vă iubească, dar mai mult decât la nivel amical și să își declare iubirea, să începeți o relație frumoasă. Prietenii nu mint, da, să fie așa dintr-o dată o revelație. Pentru alții dintre voi aveți un prieten bun care vă ajută în această lună să faceți niște calcule și să porniți poate o mică afacere sau să vă descurcați niște situații. Aici aveți legături cu Egiptul antic, unii dintre voi, sau o karmă veche. Două aspecte foarte importante se pot închide în acest an, începând cu luna ianuarie. Împărăteasa și armăsarul, adică împărăteasa care este simbolul mamei, fertilității, al fertilității, dar și armăsarul care este energie sexuală, deci atenție! Iar pentru alții dintre voi poate fi că se destupă fluxul abundenței. Aici avem retrogradare, da? Uranus a ieșit din retrogradare. Neptun e și el ieșit din retrogradare, Jupiter și toate aceste influențe vă ajută să vă transformați, dar mai presus de toate este Pluto, care vă ajută să vă transformați viața. Uite, Pluton vărsător.
să schimbați ceva ce înainte nu reușeați, erați prinși într-o energie rigidă sau într-un cadru, într-o cutiuță. Veți ieși din cutiuța voastră. Din nou un armăsar, foarte multă energie sexuală aici. Împărăteasa mai înseamnă și amanta, amantul. Atenție! Avem, tu ești raza mea de soare, cineva care, da, s-ar putea să fie foarte atras de voi, să vă facă declarații. Aici avem arhetipul gemenilor, să începe să comunicați cu cineva care are o amprentă energetică foarte asemănătoare cu a voastră, pentru că și gemenii au același guvernator ca și voi. Iar aici avem o secvență, miercuri, joi, vineri, miercuri, joi, vineri. Trei zile pe săptămână sau trei puncte. Inițialele M, J și V, aici poate fi cineva care are aptitudini, veleități artistice, un cântăreț, o cântăreață, cineva care poate să devină celebru prin comunitatea pe care o are în preajmă. Unii dintre voi s-ar putea să descoperiți că aveți talent artistic, impresarul, managerul, să aveți legătură cu lumea artistică. În această lună aveți acces, evident, dacă vă doriți, la un nivel de înțelegere superior. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți parte de o lună ianuarie fabuloasă, să fiți bine iubiți și sănătoși. Să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!